Bună seara, sunt Bogdan Stănescu și în această ediție vă prezentăm mai multe evenimente culturale, mai ales muzicale. Vor fi nume sonore și arii celebre despre cei 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Corumbescu. Vorbim cu invitații noștri, actorii Tamara Crețulescu și Vlad Rădescu. Ne oprim la Sibiu pentru a afla ce se mai întâmplă la festivalul Operei. Apoi revenim în studio cu o trupă tânără și ambițioasă, MXM. Va fi alături de noi peste câteva minute. Ne pregătim și pentru o nouă întâlnire pe mătăsari la un eveniment urban care s-a impus repede pe lista preferințelor publicului bucureștean. Vorbim cu Iulian Văcărean, organizatorul evenimentului. Înainte de a da startul acestei ediții, vă reamintim concursul Prietenii TVR Cultural – au acces liber la cele mai frumoase spectacole. Vă puteți inscrie pe pagina oficială de Facebook TVR Cultural. Urmăriți principalul program de actualitate culturală și identificați indiciul care vă poate ajuta să intrați în posesia unei invitații duble la un spectacol oferit de partenerii noștri. Fotografiați indiciul, îl postați pe pagina TVR Cultural ca pe un comentariu, iar în urma selecției se vor desemna câștigătorii. Rămâneți alături de noi, începe Jurnalul Cultural. Sâmbătă pe 14 octombrie 2023 se împlinesc 170 de ani de la nașterea compozitorului Ciprian Porumbescu. Tot anul acesta se comemorează 140 de ani de la trecerea lui în eternitate. În semn de respect pentru marele muzician și teolog român, anul 2023 a fost declarat de Parlamentul României anul Ciprian Porumbescu, în scopul promovării vieții și operei sale. Ciprian Porumbescu a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori ai vremii sale. Întreaga sa creație muzicală se încadrează în sfera curentului romantic, lucrările sale conținând tematici patriotice și elemente de expresivitate care i-au definit stilul inconfundabil. Printre cele peste 200 de compoziții ale sale se numără lucrări precum celebra Baladă pentru Vioară și Orchestră, Opereta Crai Nou, Cântecele Patriotice pe Al nostru Steag, scris Unire, Inima de Român, Cântecul Tricolorului. Născut în urmă cu 170 de ani, în ziua de 14 octombrie 1853 la Șipotele Sucevei, Ciprian Porumbescu a studiat teologia ortodoxă la Cernăuți, unde a condus societatea academică Arboroasa, care avea ca model societatea studenților români din Viena, România Jună, al cărei cor îl va dirija în perioada anilor de studenție la Conservatorul Vienez. Aici a publicat în anul 1880 colecția de 20 de piese corale și cântece la unison, reunite sub titlul Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, prima lucrare de acest gen din literatura noastră muzicală. În ziua de 11 martie 1882, la Brașov, în sala festivă a Gimnaziului Românesc, are loc premiera operetei Sale Crai Nou, prima operetă românească, pe un libret scris de poetul Vasile Alexandri. Ciprian Porumbescu a compus pagini importante de muzică religioasă, precum rugăciunea domnească Tatăl nostru sau liturgia darurilor mai înainte sfințite, creații care se cântă și azi. La sărbătorirea 400 de ani de la ctitorirea Mănăstirii Putna în anul 1871 s-a regăsit printre participanții la festivități alături de Mihai Eminescu și Ioan Slavici, fiind elogiat pentru maestria sa ca violonist. S-a stins din viață la doar 29 de ani în ziua de 6 iunie 1883, bolnav de tuberculoză, sub ochii tatălui său și ai surorii Mărioara, în casa lor de la Stupca, sat care astăzi îi poartă numele. Ca gest de mare prețuire, anul acesta, în ziua de 30 iulie, celebra sală de aur de la Music Fărain din Viena a găzduit prezența Operei Naționale din București cu opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu. Rom Filatelia, în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei și Arhivele Naționale ale României județul Suceava, i-a dedicat o emisiune de mărci poștale, introdusă deja în circulație în luna august a acestui an, instituit ca Anul Ciprian Porumbescu tot în 2023, se împlinesc și 50 de ani de la premiera filmului Ciprian Porumbescu, realizat de regizorul Gheorghe Vitanidis. Tânărul actor Vlad Rădescu debuta pe marele ecran în rolul titular, distribuția reunind o veritabilă pleiadă de nume celebre ale teatrului și filmului românesc, de la Emanuil Petruț și Toma Caragiu, la Amza Pelea și Gheorghe Cozorici, și de la Tamara Crețulescu și Emilia Dobrin, la Ioana Vulcă și Clodi Bertola. Tate. Tată, acum pot să mor. Am cântat, dacii întregi. I-am invitat în seara aceasta la jurnal pe doi dintre actorii din distribuția de aur a filmului Ciprian Porumbescu. Domnul Vlad Rădescu, interpretul rolului principal și doamna Tamara Crețulescu, interpreta rolului Berta Gorgon. Sărut mâna, bună seara! Mă bucur bună foarte seara. mult să vă văd aici în, în studioul jurnalului după ce v-am văzut acolo la televizor și <laughs> sunt foarte emoționat, recunosc. Da, adevărul este că oricum nu mai semănăm cu ea, așa că dacă nu ne prezentați dumneavoastră nu ne-ar fi recunoscut nimeni. Ar fi întrebat, le nimeni, sunt ăștia da. care au venit aici? Aici. Nu e adevărat. Anul acesta Ciprian Porumbescu e omagiat și alături de el filmul uh, care a fost dedicat. A trecut un pic de timp de atunci, nu o jumătate mult. de secol. O jumătate de secol. De la film, 50, 50 de, la film? de la film, de la film. De când am început să să, filmăm. să filmați. Cum povestiți-mi un pic erați la începutul carierei dumneavoastră, Colaborați ați a fost pe pe platou cu actori deja consacrați. Cum a fost experiența asta? Pentru mine a fost debutul absolut. El era încă student. Eu da. deja eram actriță la Teatrul Național cu asta mărturisesc că sunt un pic mai mare decât el. Așa. Ceea Și ai ce ai rămas. Deci, mai mare Da, decât da. am rămas, asta e situația. Și, așa că eu aveam mai puține emoții și oricum mai puțină responsabilitate. El a fost a, a avut atât de mare responsabilitatea și a muncit atât de mult la filmul ăsta, încât, practic, noi doi nici nu prea ne-am văzut. Adică, în afară de scenele de unde aveam împreună, Erați împreună da. Practic, nu prea ne-am întâlnit în timpul filmului, deși toată lumea zice că. Cine da. știe ce mare prietenie a fost, dar noi nu prea ne-am văzut. Ce cancan. Așa așa. Ce înainte de vreme. Da. Da. Nu a fost pe platou atunci pentru dumneavoastră, venit de pe băncile facultății, înconjurat de actori care făcuseră teatru. Am film. avut șansa să am colegi de în distribuție cu totul și cu totul nemaipomeniți. Au avut grijă de dumneavoastră? Nu au avut grijă de mine, dar m-au. <laughs> M-au susținut, m-au încurajat, mi-au oferit prietenia lor. Era de o generozitate greu de descris. Și printre ei și Tamara, care nu era atât de în vârstă. Da, da, bă, și care nu era așa de generos. <laughs> da. Pentru că avea grija ei mai mult. Încerc să mi-aduc aminte la, la masă, dacă mi oferă ceva. La masă, da, era absolut crozitor pentru bietul Vlad, pentru că um, domnul Vitanidis, drăguțul Dumnezeu să-l odihnească, ne invita la masă împreună. Dar obiectivele erau diferite, în sensul că eu eram prea slabă și dorea să-mi să, să crească obrăjorii ca să fiu mai din epocă, Așa. iar el urma să joace scenan care murea din cauza -tiziei, murea de plămâni. Și lucrurile erau deci reglate trebuia, din meniu. Și din meniu. Să bească îngrozitor în de tare și de repede, iar eu trebuia să mă îngraș un pic. De care eu aveam 10 mici în farfurie, ai, nu chiar 10, mă rog, era 10. Așa, așa. Și el avea 2. Maxim. Și atunci, nu... pe sub masă, ai, circulau micii de la mine din farfurie <laughs> către el. Și pe urma a, a, a urmat și Marea Dragoste dintre noi, în sensul că la ora 12 noaptea avut, eram la hotel, au cioc, cioc, cioc la ușă. Zic cine e? Vlad. Ce vrei, Vlad? Nu ai ceva de mâncare? Da. Ceva. Și da. zic, ba da, am un triunghi și un uh, covrigel. Sunt bun și aia. <laughs> și așa, așa se desfășura uh, filmarea atunci când eram uh, împreună. Să-i dedicăm câteva cuvinte nu elogioase, de recunoștință domnul Gheorghe Vitani. Exact asta voiam să Regizorul filmului acum. care a avut un mare curaj să ne ia, inclusiv pe Tamara, pot da, să spun. E adevărat. Să ne ia în, în, film și să se ocupe de noi cu, Vai. cu o dragoste părintească. Dar era o figură, nu puteți să vă imaginați. Da. Venea lângă noi și spunea așa, așa copii, acum, Ciprian, perta, perta. Și acum tu, Tamara Ciprian, pe noi toi, Așa, și noi, așa, foarte bine, foarte bine Așa, motor! <gâng> juca toate personajele Cât da. v-ați pregătit pentru rol? Cum, uh, cum el s-a pregătit mult Eu nu m-am pregătit foarte mult Pentru că greu, era pe el A trebuit să uh. de la pian, la vioară uh. Avea tot timpul ore da, 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 tu. Da, da, Ce da. mă lași pe mine? Am să avut ore Am și învățat cât de cât să nu să cânt E prea mult spus să fredonez câteva note la... Să vă descurcați la pian Să mă acolo. descurc pe claviatură, să pun mâna pe arcuș. Asta a fost muncă, muncă multă. multă, multă. Plus textul. Multă. Consistent. Mergeam, Sigurten. mergeam cu tramvaiul, că nu aveam mașină pe vremea asta, pe vremea Nici aceea, eu personal. Aveam. Și stăteam și făceam pe picior cu stânga, Făceam uh, exerciții de mobilitate, știi, tremolo, acela pe griful. Dar da. La... Da, da. cât a durat toată pregătirea până când ați început filmările? Nu foarte mult, o jumătate de an, aproximativ, la mine. Dar după aceea au durat filmările aproape doi ani, pentru că au fost, până la urmă, au ieșit două serii și, la un moment dat, dacă țin minte, s-a oprit puțin, nu știu de ce... Și după aceea s-au reluat, luat. filmările. Eu nu mai țin minte de ce mai țin minte. -mi am nu mai știu. Bine, erau multe povești la vremea Ar fi trebuit finalul filmului să-l filmăm chiar în Italia. Se pare că noi și pașapoartele tuturor celor din echipă s <laughs> a modificat modificată. Nu? Nu? Da, tot și am tot filmat tot. apusul, am filmat într-un răsărit lângă la Constanța, foarte aproape de Constanța. Păi la vremea aceea trebuia să se adapteze toată da. lumea. Da. Dar ce vremuri, vreau să spun că totuși aveam tot timpul din lume, țin minte, nu știu dacă era și cu tine filmarea aia, trebuia să prindem un răsărit. Și la ora 3 noaptea mă sculau, pentru că ei băieții sunt mai avantajați la mine, începea machiajul, părul adăugat, nu știu ce în fine pe la patru, ne, ne suiam în autobuz, ajungeam la locul filmării. Și tocmai se întâmpla soarele da. răsăre, se numește, Mi se pare filmare în... Nu știu cum se numește. Deci, răsărea soarele, ei puneau aparatele, tot. Și, și a când, să fie romantică, da. a să fie cea mai a, frumoasă, cea mai eu tare. Eram, eu dormeam așa și la un moment dat mi se spunea, mergem la hotel, am pierdut răsăritul. Venim de și De mâine. Trei, zi, trei zile la rând am mers, se puneau aparatele, tot noi Până când sunt să fie gata, pac, e ca în bancul cu melcu și cu melcuțup. Dar până la da. urmă, după 2 ani, lucrurile s-au întâmplat. Doi ani. Aproape. Doi doi ani. Da, da, da. <coughs> și ajungem la premiera acum. Premiera a avut loc în urmă cu 50 de ani. 1 mai, chiar. Cum Dacă a fost? premiera? La Cinema Patria. La Cinema Patria, da. Da. Ce vă aduceți aminte de atunci? Cum era pentru dumneavoastră? A fost primul rol. Da, a fost. Și primul. a fost o, o lovitură. Pentru că a fost un rol -am extraordinar N-am știut că va fi o lovitură, n-aveam -aveam experiență pentru așa ceva, dar la finalul filmului, când toată sala Patria plângea și și, și, și storceau batistele, am înțeles că filmul și-a atins într-un fel scopul. Emoția pe care noi am încercat să o vitalizăm nu? În, în film a ajuns la sufletul a spectatorilor. Totul. Și uite da. că ne întâlnim aici după 50 de ani, mi se pare excepțional. Și vorbim despre acest film care și acum e văzut și mai mult decât atât, anul acesta ați fost și sunteți invitați la o serie de evenimente pentru că oamenii vor să fie alături de Ciprian Porumbescu. Ca și Ciprian am fost la Viena, am fost invitatul Institutului Cultural Român, am fost în județul Suceava într-o caravană de aproape trei săptămâni în peste 20 de localități. Aici o casă de cultură care se numește Vlad Rădescu. Da, da, da. Un centru cultural la, în comuna Ciprian Forumbescu, centru cultural în foarte numele. Eu sunt acel hagi din cinematografia A, românească. Așa. Aveți un eveniment pe data de 21 octombrie la Biserica Acoperământul Maicii Domnului. Da, săptămâna viitoare, vineri, Preotul e, de, se sâmbătă. numește Ciprian. Oare de ce? <laughs> pentru că mama lui a văzut, a văzut filmul, i-a plăcut atât de tare, încât și-a botezat copilul Ciprian, l-a determinat să facă teologia. Dar mai am un eveniment, acum mi-am să aminte, pentru că astăzi a fost fixat la Casa Artelor din Ulipati. Și Alice Barb, directoarea, regizoarea, colega noastră, M-a invitat să fiu acolo, va fi muzică, va fi filmul, voi fi și eu. Și este foarte bine pentru că unii poartă sâmbetele acelui centru cultural și poate e un semn de, de noroc. Am vorbit și la Jurnalul Cultural despre toate evenimentele care se organizează acolo. Da. Și doamna Alice Barba a venit și ne a prezentat. Dar pe 21, ce se întâmplă acolo? Pe 21, la... La biserica... La... Pe la... 21 Da, octombrie. da, da. Și pe 20 voi fi la... A, pe 20, pe la, 20 la, păi la eu Casa am Artelor. Greșit, da, am spus, dar la Casa Artelor. Am înțeles. Cum vi se par toate aceste întâlniri la 50 de ani de la încheierea filmărilor? Mie mi se pare că am rămas la fel de tânăr. <laughs> Într-un fel. Eu sunt mai sumbră, mă gândesc că alții n-apucă nici să trăiască 50 de ani, și noi deja sărbătorim 50 de ani de la terminarea unui film. Mi se pare o șansă extraordinară. Ciprian nu a trăit decât 30 de ani da, să nici atât. de el, iar noi îl sărbătorim 50 de ani de la terminarea filmului, mi se pare ceva. Dar vă dați seama ce film este acesta? Da, sigur au pus au pus ștampila pe mine, ștampila cu Ciprian și 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 Da, și au pus pe Ciprian și pe memoria lui Ciprian, ștampila cinematografică cu numele. Da, lasă că și eu am suferit destul de mult pentru că era destul de riscant pentru mine ce am făcut, fiindcă de fapt a fost o nu am fost eu însă acolo, m-a făcut blondă și mai ales m-a pus să vorbesc foarte subțire pentru că zis -dum, Dumnezeu să-l odihnească, avea ideea fixă că o Doamne, iartă că o ingenuă trebuie să vorbească foarte sus. Și atunci eu vorbeam așa. -a a ce pe noi doi nu o să ne despartă nimeni niciodată. Și așa vorbesc în film. Și acum eu nu prea mă pot uita la film din cauza din acestei cauza... voci. Pe, dar el mi-aș dorit foarte mult ca să fiu ingenuă. Deci nu era suficient ce că aveam 20 de ani. Trebuia să vorbesc și foarte subțire. Și asta parcă nu prea. Și asta n-a fost foarte bine <laughs> pentru mine și a fost foarte greu să-i să conving pe, cei, pe oamenii din meserie și publicul că totuși eu sunt altfel. Imediat mi-am schimbat culoarea părului. Apropo de culoarea părului, am trăit un moment pe care cred că multe femei nu o să-l niciodată. Ne-a chemat domnul Vitanidis la coafor pe amândoi. Eu trebuia să devin blondă imediat ceea ce mi-a ars păru, iar el, să, el avea un păr lung și drept și trebuia să facă permanent ca să, toa, ca să, se fie creț. Și atunci i-au um, pus bigudiuri, toate doamnele din, pe vremea aia, în 72, era straniu să vezi un bărbat la coafor. 20 de, de secunde mai avem. Ah, da. În fine, ideea este că nu i-au dat un scaun și a stat cu fundul pe jos, că era mult prea lung și nu încăpea sub casca <laughs> care trebuia să-i usuce părul. Știți ce facem? E anul Ciprian Porumbescu. Da. Vă lansez o nouă invitație. Mai avem timp, mai veniți la Jurnalul Cultural și facem și episodul al doilea. Și mai povestim, povestim drăcărite ce, mm -hmm. ce am făcut acolo. Vă mulțumesc ce foarte e, mult și mă bucur foarte tare că ați venit. <laughs> și noi ne bucurăm. Și, și mă bucur că am revăzut-o pe Și mă bucur că l-am revăzut pe Ciprian. E Ciprian. văzut că Jurnalul Cultural aduce alături oameni care nu s-au văzut de mult timp. Da? Da, mulțumesc foarte mult vede. și vă mai aștept la Jurnal. Și noi vă mulțumim. Trecem acum la calendarul cultural și vă spun că pe 12 octombrie 1492 navigatorul genovez Cristofor Columb a descoperit întâmplător America, ajungând în dreptul actualelor insule Bahamas. Călătoria a început pe 3 august 1492 din Portul Palos, din sudul Spaniei. Au ridicat ancora trei corăbii, caravelele Pinta și Ninia, alături de velierul Santa Maria. Călătoria avea să fie una epuizantă pentru echipajele celor trei embarcațiuni, nu de puține ori marinarii dorindu-și întoarcerea. Dar la ora 2, în dimineața zilei de 12 octombrie, Juan Rodriguez Bermejo, matelot pe Pinta, a fost primul care a observat o ridicătură albă de nisip, notează Francisco Padron în lucrarea sa Istoria descoperirii și cuceririi Americii. Astăzi, 12 octombrie, se împlinesc 160 de ani de la moartea lui Andrei Mureșanu, poet revoluționar și traducător, unul dintre epigonii menționați în poemul lui Mihai Minescu. În viziunea eminesciană, Andrei Mureșanu era deschis ca fiind preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet. A scris, printre multe altele, poemul numit Un răsunet, denumit ulterior deșteaptă române. Acesta a devenit imn revoluționar și a fost numit de Nicolae Bălcescu Marseeza românilor. Din 1990, deșteaptă române a devenit imnul de stat al României. Cu un concept de experiment vizual, expoziția itinerantă Centaur abordează relația dintre om și cal ca simbol al armoniei. De asemenea, dorește să atragă atenția asupra situației unor populații ecvestre aflate în pericol. Inaugurată ieri la Institutul Cultural Român din București, expoziția va ajunge și în Franța, iar după aceea în Maroc. Expoziția Centaur abordează relația dintre om și cal, ca simbol al armoniei, imperios necesară în diversitatea lumii contemporane, și în același timp urmărește să sensibilizeze publicul asupra situației unor populații egvestre, ca urmare a comportamentului omului. Dialogul dintre artiștii plastici și arta lor este organizat sub forma unui experiment vizual. Îi spunem experiment pentru că. Interferează mai multe arte. Avem pictură, avem instalații, avem sunet, avem muzică, avem poezie, deci este o, o artă experimentală prin însă și prin modul de a interfera toate acestea. Deci, interferența asta între arte, creează un efect nou și îl definim ca experiment artistic. Pe tot parcursul expoziției se vor adăuga mult mai multe evenimente de tip lumină, sunet, culoare și așa mai departe. Calul a fost un fidel companion necuvântător al omului încă din cele mai vechi timpuri și simbol al nobleței și devotamentului și în prezent. Dedicat acestei relații și ființe necuvântătoare, proiectul cultural centaur a debutat la complexul muzeal Tulcea. Ne dorim ca acest proiect să fie o explorare culturală între, între această relație, între om și natură, ce a rămas dintre, dintre această, din, din această relație și cum reușim noi, ca artiști, să readucem în prim plan un simbol cum este acesta al, al calului, pentru că acest simbol a fost explorat de mari artiști în din toate timpurile. Chiar în grajdurile cu cai de la Mangalia am reușit să pictăm alături de animale și a fost așa ca o terapie. Se simțea un, un puternic, o puternică empatie cu, cu acest animal și poate am uitat sau cel puțin eu ca și copil nu am, nu am reușit să am o legătură prea strânsă cu cu Bunicii mei nu au avut un cal în o gradă, să zic, ca să pot să înțeleg. Dar acum, în, în contemporaneitate, sunt foarte de actualitate terapiile cu cai. Copiii cu autism sunt tratați. În Franța, de exemplu, se aduc cai în azilele cu bătrâni și chiar au, au această transformare prin simplu fapt că ating animalul. Una dintre secțiunile expoziției este constituită din lucrările de pictură și grafică a artiștilor Gheorghe Caruciu, Florin Codre, Darie Dup, Aurel Bulacu, Cătălin Guguianu, Iulia Mihalcea, Florin Stoiciu, Ion Tițoiu. Pe lângă acestea găsim în cadrul expoziției și o secțiune de instalații de artă, fotografie, muzică, poezie, film și performance a artiștilor plastici Sebastian Burneci, Mihai Girip, Cătălin Lăzăroiu, Iulia Mihalcea, Daniel Pop. Expoziția este una itinerantă și va include Franța și Maroc, urmând ca pe parcurs să fie îmbogățită cu elemente noi. Experimentul vizual centaur rămâne pe Simeze la Institutul Cultural Român din București până pe data de 22 octombrie s-a înființat în toamna anului 2018, fiind la început formată din copii între 12 și 14 ani. Dar copiii au crescut, la fel și trupa lor MXM. Până acum au cântat cu nume importante din muzică, trafic greu, sarmalele reci, spitalul de urgență, zdob și zdub, dar și în deschiderea concertelor Antract, Scarlett, Aura, Taylor și Anton. După mai multe cover-uri, trupa MXM a lansat patru piese originale, iar acum lucrează la primul album. De curând, tinerii au câștigat premiul întâi la Saving Rage Battle of the Bands, dar și trofeul festivalului Crossroad Battle of the Bands. Pe 17 noiembrie vor cânta la arenele romane alături de Anton, în cadrul festivalului Power Metal Day. Pe 29 noiembrie vor susține un concert cu trupa Adenium. Alături de noi, la Jurnalul Cultural, au venit trei dintre membrii trupei MXM, Bogdan, Yasmin și Luca. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Mă foarte tare să vă revăd, mai ales că trebuie să le spunem telespectatorilor noștri care nu știu că noi ne-am văzut la matinalul de la TVR1 cu Capul în zori se numea el, la începutul anului, cred. Da. Așa este. Și atunci ne-ați și cântat. Așa este. Acum doar stăm de vorbă pentru că s-au întâmplat destul de multe lucruri de atunci. Da, am și... câștigat am câștigat premii, am câștigat trofeul din nou la Crossroads Battle of the Bands. Din nou? Uh, nu. Uh, anul trecut am câștigat Premiul al doilea, dacă nu mă înșel așa. Și anul acesta am, am luat uh, trofeul Revanșă da. <laughs> da. hai, să, hai să începem cu începutul Ce înseamnă în 2018 A uh, luat ființă trupa voastră MXM Erați toți trei? Uh, nu. nu Eu nu eram în ecuație. Era. Cine? Voi doi eram. Noi doi eram Cum? și zi. mai era și uh, Andrei de la Clapă Nu ni s-a alăturat în seara asta Și el a fost la începuturi Ca să zic așa ce înseamnă MXM? Cum ați MXM găsit? MXM înseamnă mix Match, pe scurt, acronim. Uh, practic, uh, noi încercăm să combinăm uh, mai multe stiluri, pentru că fiecare e diferit din trupă, fiecare membru. Dar cât sunteți cu toții? Șapte. Sperm șapte. șapte. Da. șapte da. Avem uh, la vioară Cici, la bas Justina, Tobe Luca aici, Bogdan Chitar aici. Eu lead vocal alături de colega mea Sofia ca backing vocal sau a doua voce Uh, și la clapă ni se va alătura în următoarele concerte Andrei, membrul fondator Spuneți-mi cum a fost pentru voi drumul ăsta din 2018 până în 2023, cu doi ani de pandemie complicat. Cum v-ați descurcat, cum ați uh, ajuns, uite, la performanțele astea care sunt importante. Conta, a contat foarte mult că nu ne-am distanțat noi între noi, chiar dacă era distanțare socială. Vorbeam pe cameră, veneam cu idei de piese. Ați mai... colaborat tot da, timpul. Da, tot timpul am fost într-un uh, într dialog continuu ca să nu pierdem legătura asta pe care o avem. Pentru că pe lângă faptul că suntem o trupă și cântăm împreună, suntem și o gașcă de prieteni până la urmă. Și această legătură trebuie ținută cumva ca să pentru binele mers al trupei. Dar chiar cum vă înțelegeți? Foarte Deosebit, bine. Mine, nu da. vă certați niciodată? Sincer, nu, nu ne-am certat niciodată. Sperăm da, da. și de acum încolo. Da. Muzica voastră, vorbim despre muzica voastră. Cine compune, cine scrie versurile, cum colaborați, cum vă vin ideile. Înțeleg că abordați mai multe stiluri. E interesant nu exista... procesul, da. Pleacă de obicei instrumentalul de la mine și cu Luca stăm de obicei. Da, nu există dreapta. o persoană care face piesele. Toată lumea da. cum trebuie. Dar nu e mai complicat? Nu, nu știu. Un știu mai Dacă ai o idee și mergi cu ea până la capăt, e una. Așa când vin diverse idei care îți modifică un pic... Ajută foarte piec. mult. Ajută. Da, ajută pentru că poți să rămâi în pană de idei și atunci când faci o sesiune din asta de brainstorming, fiecare vine cu câte o idee și atunci se formează ceva. Se îmbunătățesc ceva. lucrurile. Da. Și versurile? Versurile eu le scriu și linia melodică. <laughs> Dar cum... Nu știu, cum, cum procedați? Cum se întâmplă? Mergeți pe stradă și uh, vine așa o idee de, de melodie? Porniți de la versuri sau porniți de la melodie? Că am auzit ambele variante la voi. Cum funcționează lucrurile? Noi pornim de la melodie, de la Da, ce instrumentalul da. de obicei primul, și apoi cu versurile de la Yasmin, la repetiții, tratăm, începem să scriem părți, vedem unde sună, unde nu. Și cam în tal... cât timp e gata o piesă, așa. Nu avem un timp. Dacă Depinde. ne punem foarte tare pe treabă, treabă, putem să o terminăm destul de rapid, dar trebuie toată lumea să o contribuie egal. Am înțeles. Uh, în afară de muzică, nu știu ce pasiuni mai aveți, ce faceți voi în timpul liber? Școală. Facultatea. E primul răspuns, da. da? Așa. Chiar. Și apoi ce, ce pasiuni mai aveți? Eu sunt la tonița, de exemplu, sunt la grafică. Uh -huh. uh, de la, din clasa a șasea, mi se pare. A, deci, cu desenul. Și tu? Eu mai fac sport ocazional. Am hotărât că vreau să ocazional. arăt mai bine pe scenă. Așa. <laughs> și atunci, am să fie și un pic de prezență fizică. spuneți mi da. care e, nu știu, mesajul pe care vreți să-l transmită muzica voastră? Mai ales că, fiind genurile un pic diferite, cum, cum aduceți totul la un numitor comun? Am vrea să facem muzică de calitate, în primul rând. Ce punct? înseamnă muzică de calitate? Uh, o muzică pe placul nostru, practic, prima Așa. dată ca în momentul în care muzica pe care o faci este uh, iubită de tine în momentul în care o pui în fața oamenilor e mult mai ușor de agreat, de calitate este un termen general nu neapărat un stil sau un mesaj anume. Dar dacă nu știu, fanii voștri v-ar spune uite, am vrea să schimbați un pic stilul pentru că ne, ne place mai mult ați face asta? Uh, sau depinde dacă nu este o cerere absolută. Sub da, bună întrebare. <laughs> da. Limită. Da, Dacă... suntem. Da. Am putea să facem și asta. Și chiar aveam în plan să mai schimbăm puțin calimera. Am înțeles. <laughs> Dar, voi ce muzică ascultați când nu ascultați muzica voastră? Mă Rock, metal, depinde. Metal. Dar da, noi suntem pe metale, acum colegii ar mai spune și, poate, un pop. Acum, da, noi ne mândrim cu metalul. <laughs> am înțeles. <laughs> Aici. Hai să vorbim puțin despre evenimentele din noiembrie, pentru că spuneam da. în deschidere, aveți. Aveți concerte. Cine? Da. Așa e. Pe 17 noiembrie avem Power Metal Day, festivalul Power Metal Day, uh, la, uh, în cadrul în care vom cânta pe scenă cu Anton, Kempes, Taylor. Uh, e o mare onoare pentru noi, este un eveniment foarte important uh, la care sperăm să învățăm tot felul de lucruri pentru că suntem înconjurați de oameni cu... Cu vechime, experiența. cu experiență, da, în domeniu, și mereu suntem foarte dornici să învățăm și să ne îmbunătățim. Așa, și mai e un eveniment? Uh, nu. Mai e. Acela s-ar putea să nu mai fie, ah, dar da. ne bucurăm că este cel de la Arene până la urmă. Am înțeles. E foarte important pentru noi, tot timpul am visat până la urmă să cântăm acolo. Când eram mici, auzeam de Arene. Mai este o trupă Dark Sky, până la urmă, din Germania, mari, de metal. Și e o mândrie pentru noi să putem spune că am gândat cu o trupă din străinătate, la arene, dă bine la CV, Așa să zic așa. Hai să vorbim despre albumul vostru. În ce fază sunteți cu el? Cumva sunteți pe final, din ce da, știu este eu. Este îndelungat promis, dar acum suntem în stadiul de a găsi un producător să putem să înregistrăm toate piesele astea, dar avem foarte multe în în drafturi și așteptăm să le lansăm. Câte piese o să fie și cum? Oh, o bună întrebare. povestiți mi un pic am... albumul Undeva ăsta. la 8 piese ne Da, apoi. în jur de 8, în jur de 8. Poate nou la cererea fanilor, dacă mai vor una de bun. Am bis, și, bis, și bonus, sunt gata toate, bis. înțeleg. Le-ați lucrat, sunt gata de... Lipsesc una, minus. două, da. da. Plus, minus. Dar ne apropiem, <laughs> ajungem și acolo. Am înțeles. Da. Și bineînțeles că după aceea bănuiesc că vă gândiți de acum la un concert de, de promovare. Nu? Da, am vrea să facem un concert, pentru că anul acesta MXM împlinește 5 ani și am vrea să facem un concert aniversar. Nu știm exact când, ne gândim undeva la februarie anul viitor, dar oricum, când ne stabilim o dată, o să fie la noi pe Instagram, pe Facebook, peste tot. Toată lumea o să afle. Da. da. Bun, păi ce să zic eu? Colaborări viitoare, mai știți ceva, ați mai pus pe hârtie. V-ați mai gândit la cineva? Cu cine ați vrea să cântați? Cine v-ar plăcea să vină în concertele voastre? Sau în deschiderea cui v-ar plăcea să cântați? Da, Colom, așa sunt multe persoane cu care vrem să colaborăm. Dar deja am avut foarte multe personalități care s-au prezentat la concertele noastre mm -hmm. și chiar au fost o onoare. Ne-au văzut, ne-au apreciat și în același timp apreciem și noi asta foarte mult. La concursuri? Că văd că participați la concursuri. Am vrea să participăm la concursuri, până la urmă, din ce în ce mai înalte ca rang și ca prestigiu, și să continuăm să câștigăm, până la urmă, că ăsta e obiectivul. Cu muzica noastră, cu piese noi la care lucrăm, și ne lăudăm că lucrăm. Și te veniți aici și ne prezentați. Exact, păi, vă da. întoarceți atunci la jurnal și ne prezentați albumul, când e gata. Sigur Dar nu mai faceți nu. să așteptăm mult. Nu mai. Următoarea nu o să nu. mai fie promisiune, nu. o să fie realitate. Okay. Eu vă Deja. mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și, Mulțumim. și vă mai așteptăm la jurnal să mai povestim despre care. Uh, te rog. Apropo de uh, Power Metal Day, avem o invitație uh, dublă. Așa. Uh, pe care vă dăm dumneavoastră pentru festival, pentru, să veniți la festival. Mulțumim foarte mult, o să fim acolo, să vă ținem pumnii. În primul rând o să fim. Mulțumim. Fi. Mulțumim. Mulțumim, Mulțumim foarte Mulțumim. mult și vă mai așteptăm la jurnal. Continuăm cu un alt gen muzical. Suntem în plină desfășurare a festivalului de muzică de la Sibiu. Colega noastră Claudia Robu este acolo și ne prezintă toate noutățile. Sibiu Opera Festival se apropie de final. În seara aceasta, Opera Națională București propune publicului sibian și nu numai opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu, un moment binevenit în programul festivalului aflat la ediția cu numărul 22 în anul Ciprian Porumbescu. Din distribuție fac parte Andrei Petre, Daniela Cârstea, Alexandru Constantin, Radu Ion, Daniel Pascariu. Suntem la probele de sunet și suntem foarte bucurești să ne aflăm aici. Pentru Opera Națională București, prezența în acest festival este în primul rând un gest de solidaritate. Pentru că orice festival este un lucru foarte greu de organizat, greu de menținut și tocmai prin prezența noastră aici dorim să susținem organizatorii într-un mers care este minunat pentru România și să le mulțumim lor și celorlalți colegi din țară pentru că la rândul lor au venit la Viu care este opera festival ori de câte ori i-am invitat. Așadar, pentru acest lucru am venit aici și nu în ultimul rând pentru a ne întâlni cu minunatul public sibian și să nu uit din acest punctaj al meu faptul că am ales opereta Crai Nou pentru că anul acesta este anul Ciprian Porumbescu. Anul tocmai se termină, am avut o activitate bogată, dedicată lui Ciprian Porumbescu. Mai avem câteva manifestări și putem apoi, de revelion, să tragem linie și să spunem că am făcut tot ce am putut pentru a sărbători pe acest mare compozitor român. Interpretarea operetei Crai Nou este semnată de soliștii, corul și orchestra Operei Naționale București, sub conducerea dirijorală a lui Daniel Ginga. Mâine seară de la ora 19 va avea loc spectacolul Zorba, titlu propus de Opera Națională Română Cluj Napoca pentru încheierea celei de-a 22-a ediții Sibiu Opera Festival, eveniment organizat de Filarmonica de Stat Sibiu. O altă filarmonică Transilvania lansează un proiect prin care va fi și mai aproape de public. Pe parcursul acestei stagiuni, vor fi organizate întâlniri într-un cadru restrâns cu artiști importanți de pe scena muzicii clasice românești și internaționale. Filarmonica de stat Transilvania va încânta publicul sub bagheta noului dirijor permanent Cristian Mandal. Mă onorează și, întru... și mă aduce mă aduce înapoi la surse, într-un fel. Eram foarte tânăr dirijor pe vremea aceea, aveam, de-abia aveam 30 ceva de ani când am preluat postul lui Erich Barbel aici. Așa că e, de, cum spune franțuzul, on revient toujours, uh, revii întotdeauna de unde ai plecat. Ce încerc să fac este să aduc muzică de mare calitate. În general, vă spun de pe acum, uh, voi încerca să aleg acel tip de program din care toată lumea să aibă de profitat, în primul rând orchestra și după orchestra și publicul, că fără public nu putem exista. Tot la Cluj a fost invitat pentru această stagiune și dirijorul emerit, un nume sonor al filarmonicii Lawrence Foster. În vârstă de 81 de ani și originar din America, de-a lungul carierei dirijorul s-a îndreptat spre Europa și mai ales România. I think Cluj is one of the very... Cred că orchestra din Cluj este una dintre cele mai bune de pretutindeni. Eu mi-am întâlnit actuala soție la voi, în Arad, care însă au absolvit universitatea aici, în Cluj. Așadar, din totdeauna a existat o conexiune între mine și Cluj. Filarmonica de stat Transilvania va fi și mai aproape de public prin proiectul Purple Lounge. Aici vor fi programate o serie de întâlniri memorabile cu artiști. Un spațiu de întâlnire în care vor veni maestrii, dar și pe persoane din public care vor dori să converseze cu aceștia. Maestrul Cristian Mandal va fi dirijor permanent, sperăm pentru o perioadă cât mai lungă de timp, iar maestrul Lawrence Foster, care este unul dintre cei mai buni dirijori din lume, va fi, va fi dirijorul nostru emerit, dirijorul invitat principal. Este, este un privilegiu pentru noi și este un lucru extrem de benefic. Purple Lounge va continua pe durata întregii stagiuni, timp în care și publicul va putea participa la întâlniri cu artiștii de pe scena filarmonicii. Sfârșitul săptămânii aduce surprize plăcute. La București, în perioada 13-15 octombrie, va avea loc a patra ediție a Festivalului Bărbați pe Mătăsari. Deși inițial trebuia să fie o ediție de toamnă, în extinderea Festivalului Femei pe Mătăsari, e prezentată o nouă perspectivă asupra vieții artistice, aducându-se în vizor o serie de evenimente speciale dedicate pasiunilor și meseriilor pe care le practică mai ales bărbații. Așa cum ne-am obișnuit de la primele trei ediții, Strada Mătăsari va găzdui mici meșteșugari, artizani și artiști de renume care vor transforma orașul într-un loc boem mult mai frumos și mai prietenos. Iar pentru informații în plus a venit la Jurnalul Cultural organizatorul evenimentului Iulian Văcărean. Ce bine am zis, ai văzut! Excelent! <laughs> bună seara, mulțumesc foarte mult bună pentru seara, că ai venit să ne seara. povestești despre ediția a patra a, a festivalului. A patra, festivalului în care gata? E, e o extensie, de fapt, a Marelui Festival care a cucerit orașul Femei pe Mătăsari, pentru că, așa cum îi zice numele, Strada Mătăsari era recunoscută pe vremuri după boemia locului, așa. să zicem așa. Și uh, totuși era un loc uh, cu un accent uh, răufamat. Așa că uh, niște tineri au venit și au uh, aruncat o sămânță de cultură, de artă, de muzică. Când s-a întâmplat asta? Asta, uh, prima ediție a Festivalului Femei pe Matosare a fost în 2011. Așa. Și pur și simplu a, a fost o formă de a iubi orașul. A iubi orașul prin, uh, prin, prin lucruri care simți că se transformă și pur și simplu după, după 12 ani ne dăm seama că strada Mătăsare este un exemplu de, de intervenție culturală, să zicem așa, în transformarea înspre foarte bine a orașului și de ce nu e un pilon care susține cultura în municipiul București. Pentru că eu cred cu tărie că atunci când va bate vântul istoriei peste o națiune peste o generație, ceea ce e foarte important, e arta și cultura pe care noi am creat-o, și cu atât mai mult generația asta tânără. Și care vor rămâne, toate astea vor rămâne. Da, ediția 4, Festivalul Bărbați pe Mătăsari, când a fost prima ediție? Că bănuiesc că n-ați avut. A fost, prima ediție a fost în 2000. 18. Așa. Ani. Apoi un pic de pauză cu pandemia, că toată lumea a luat pauză și bărbații. Toată Trebuie din când în când să învețe să mai stea <laughs> să și ei. un pic. <laughs> Dar pe strada Mătăsar, bărbații vin să uh, își arate forța asta de favoritori. Dacă femeile uh, sunt foarte creative și foarte susținătoare, bărbații vin să arate curajul, masculinitatea, puterea, forța, ceea ce pot ei să facă cu mâinile, așa că o să descoperim meșteri, asta olari, oameni care fac bijuterii, care, care știu să îndoaie fierul, care știu să împingă lumea asta înainte și cu mult curaj să o susțină. Da, ascultăm și muzică, din ce am înțeles. Uh, nu că ascultăm muzică. Așa. Ascultăm muzică, doamne, că tot facem legătura cu festivalul de la Sibiu. Uh, o să deschidem cu Opera Therapy, o să continuăm apoi cu o formație de muzică electronică, Șuie de care e foarte iubită de generația tânără. Festivalul se va încheia cu moldovenii de la Zdob și Zdub și cu bunica care bate toba. Și între toate astea o să fie formația Stema, Delta pe obraz, Lux Machina și mulți oameni pe care chiar o să iubiți dacă veniți la, la, la Bărbați pe sări. A fost complicat de organizat. Totuși sunt trei zile, nu pare mult. Cine aude ce? Trei zile, dar trei zile consistente și cu Com foarte multe lucruri acolo. Complicat e pentru că trebuie, dincolo de. Trebuie să faci o strategie culturală dacă vrei să ai, să zicem așa, un impact în oraș. Așa că trebuie să combini teatru cu muzică, cu film, cu expoziții de artă. Facem inclusiv o expoziție de artă pentru că asociația din care fac parte, asociația e ceva bine, împreună cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă a României, chiar dacă e Festivalul Femei Pământăsari. În același timp face și un festival de artă în opt regiuni ale țării. Se întâmplă să luăm 20 de artiști, le facem o expoziție și facem o expoziție și în cadrul Festivalului Bărbați pe Mătăsar și apoi facem o expoziție la Opera Română pe 21 octombrie. Deci asociația e ceva bine. Chiar face bine. Și totul se întâmplă, toate evenimentele astea o să fie pe strada Mătăsari. Pe strada afară, că este, este intrare 3 zile. liberă. -intra Intrarea este liberă. Mă rog, accesul să accesul zicem, este da. liber. Festivalul se deschide vineri, pe 13 octombrie, la ora 18 și se încheie duminică la ora 23, iar sâmbătă de la 10 la 23 puteți veni să descoperiți poate că cei mai frumos în bucurești toamna. Și aveți un site, bănuiesc, unde toată lumea interesată vede acolo. Da, la ce, da, 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 da. ce oră. Adică cum, ce fel. O, o, dacă dai un search pe Google, femei pe mătăsari sau bărbați pe mătăsari, Automat, afli, afli programul absolut întreg. Și asta, asta e bine, pentru că sunt atât de multe evenimente la care vrei să fii, așa că ar trebui să-ți faci o hartă afectivă a festivalului pe ore. Și ceea ce e foarte, foarte fain e că având o tradiție în București, dacă la început veneau uh, prietenii tineri, acum prietenii tineri vin cu copii și uh, se pot, uh, copiii pot să deseneze pe asfalt, pot să, uh, pot să, participe la ateliere de lucru, pot să se joace cu plastelină, pot să-și bage mâinile în lut. Adică părinții sunt foarte, foarte bine în pe mătăsare. Și copii și căței și... și... Toată lumea și e binevenită. Artă. Știi ce vreau? Ai spus mai devreme strategie culturală. Da. Și mă interesează să mergem un pic mai departe mm -hmm, cu discuția mm -hmm. asta. Cum ați, cum ați construit voi această strategie culturală în așa fel încât festivalul ăsta, uite, să aibă succes în continuare, să aducă, bănuiesc, de fiecare dată ceva nou da. și să schimbați lucrurile în direcția în care vrea publicul până la urmă, pentru că, bănuiesc, că, sau cum se construiește o strategie culturală în sensul ăsta? Trebuie să mărturisim ceva noi ca echipa a festivalului. Așa. Cât sunteți? suntem. Suntem uh, patru oameni și apoi uh, ne extindem foarte mult cu echipa de PR, cu partea de strategie, cu directorul administrativ, cu echipa de implementare, cu cea de producție. Și cu, 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 crește să... echipa. Crește, crește, crește echipa. Dar uh, foarte important pentru noi, după ce se termină festivalul, Așa. undeva uh, la început de noiembrie uh, încercăm să mergem la festivalul de artă de la, la Bienala de la Veneția. Pentru că mie mi se pare că dacă mergi în mijlocul artiștilor, artiștii simt creația și simt viitorul. Și pur și simplu mergi și ei pulsul cultural al lumii, să zicem, acolo, la Bienala de la Veneția, și te întorci cu, cu niște fragmente de idei pe care poți să le implementezi aici, dar strategia noastră culturală nu, nu ține neapărat de wow cât de deștept suntem noi, ci pur și simplu ne aplicăm să vedem care sunt nevoile, nevoile orașului. Da. Ce, un, unde bate inima orașului? Bate în artă, bate în film, bate în muzică, bate către cei tineri. Trebuie, trebuie, să simți unde bate inima orașului și tu să îți pui urechea acolo, asculți un pic și, acolo să intervii. și creezi și intervii. Mai avem două minute și vreau să vorbim despre un lucru extrem de important ca în fiecare, ca la fiecare ediție a festivalului accesul spuneam mai devreme este gratuit, da. dar se pot face donații. Exact. Pentru diferite acțiuni de caritate. Anul mm. acesta ce ați ales sau cum? Uh, Pentru că credem asociația e ceva bine, foarte mulți ani a lucrat cu copiii bolnavi de cancer de la Marie Curie. Acum foarte, foarte mult le ducem înspre educație. Credem foarte mult în educația celor tineri și dacă tot e un festival de artă, de data aceasta am ales să susținem aceste opt expoziții din țară de artă și uh, copii talentați care, uh, care care le-a le le dat Dumnezeu har, pur și simplu uneori nu au susținere financiară să-și cumpere o, o pensulă, un da. creion, o pânză se și pur și simplu donațiile din anul acesta o să meargă fix pentru materialele mm -hmm. de lucru pentru această expoziție de artă. care le sunt necesare. Mm -hmm. Păi ce să zic, eu te-aș întreba acum care subiectul următoarei tale vizite la jurnal, pentru că văd că wow, aveți foarte, da, multe, da. foarte multe lucruri subiectul, pe care le putem discuta Subiectul următoarei vizite. Așa. Să te surprind. Îl stabilim de acum. Da. Ia zi. Maramureș. Așa. Patrimoniu Mondial UNESCO. 8 biserici monumentale de lemn în care construim o hartă afectivă și un drum al binelui. Când? 16 noiembrie se lansează acest proiect și apoi o să urmeze o, o săpătură în piatra istoriei ca acest drum să rămână un drum de, 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 de descoperire a inimii a frumosului din România Natura aia crudă de care avem toți nevoie să o simțim în inimă și să facem pași înspre frumos. Păi aici suntem. Vorbim Așa. atunci la jumătatea lui noiembrie. Așa. Mulțumim foarte mult pentru prezență și succes mult. la festival acum, zilele astea. Să fie! Din lumea bărbaților trecem în lumea benzilor desenate. Poveștile de viață pot fi spuse în multe feluri, dar exprimarea prin desen lasă liberă imaginația privitorului. Mai ales dacă vorbim de benzile desenate care ne duc într-o călătorie înapoi în anii copilăriei. La Cluj are loc zilele acestea o astfel de expoziție, iar artista Ileana Surducan împărtășește cu publicul momente din propria ei viață. Cum să-ți desenezi o lume este expoziția care ne poartă într-un alt univers, unul în care orice situație de zi cu zi este tratată cu umor și are un final fericit. Artista Ileana Surducan a descoperit benzile desenate pe când avea 12 ani. Chiar a publicat peste hotare, iar francezii au fost încântați de talentul ei. Acum a decis să își expună operele în orașul natal, la Cluj-Napoca. Cam asta e lumea mea și... Eu mi-am desenat-o, și cumva fiecare proiect din această, din această expoziție ilustrează un moment important din viața mea pe care l-am tradus în imagine o lucrare de suflet, de cea din camera a 2, se numește Milonga în sufragerie și ilustrează momentul din timpul pandemiei când nu puteam ieși să dansez și atunci am învățat-o pe mama mea să danseze Milonga și dansam amândouă în sufragerie. Și mi se pare așa o poveste pentru mine foarte emoționantă și sper că privitorul să descopere de ce anume e preferata mea când o... O Cele 20 de ilustrate sunt împărțite în trei capitole care îmbină cotidianul cu fantasticul, fiecare cu un mesaj ascuns. Am ales să mă exprim folosind banda desenată, fiindcă mi se pare cel mai ușor mod de a spune povești cu ies, care să ajungă la sufletul oamenilor trecând, bineînțeles, prin ochii lor. Centrul Cultural German din Cluj este susținătorul artistei, iar vernisajul expoziției a avut loc în prezența unui public numeros. Îmi aduce aminte de uh, copilăria la bunici, într-un fel. Pe partea emoțională, am văzut că își comunică foarte bine, n-aș putea spune neapărat trăirile, ci contextul emoțional, principal prin culori. E un univers incredibil ascuns în toată această poveste, chiar și povestea în sine. Dualitatea din ea mi se pare fantastică. Expoziția poate fi vizitată până în 19 octombrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Atât pentru astăzi. Mâine seară sunteți așteptați la un nou jurnal. Noi ne revedem luni seară de la ora 9 fix. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. La revedere!